Salut, frate, sunt Alexandru Novac și bine v-am găsit la un nelobolant episod. Astăzi o să vreau să vă zic, că s-a lansat Fortnite pe Android. Și de ce mai exclus spun acest lucru? Deoarece, hai să mergem pe site-ul oficial de la Epic Games, link-ul va fi în descriere. Este, de nu o să vă dau spoiler deloc, pentru că n-am, dar probabil știți și voi, pentru că da, sunt 1000 de live-uri și 1000 de videoclipuri, dar tot nu vreau să vă dau spoiler. Cei care nu știu, s-a lansat Fortnite pe Android, da, dar nu s-a lansat oficial, să spunem așa, s-a lansat beta, ok? Uitați, Android beta, de ce s-a lansat beta? S-a lansat adică pe dispozitiv S9, mai mult pe S, pe Z nu merge, pe niciun sistem din J, adică Samsung J1, 2, 3, 4, toate J-urile nu merg. Singurul telefon S8, S6, S5, S4, nu, S6, S7, S8, S9, ce Samsung Tab 9 și mai multe, nu știu eu foarte multe. Și o să avem aici Android Beta, da? Voi intrați după telefon, eu deja am intrat. O să vă puneți adresa de mail și o să vă contactezi cu e-mail cu Fortnite Installer. De ce spune acest lucru? Deoarece Fortnite nu se va lansa pe Magazin Play. De ce? Ei bine, de ce nu se va lansa pe Magazin Play? Întrebarea asta este deoarece, din păcate, cei de la Fortnite, adică cei de la Epic Games, ei vor să câștige de câte bani. Și dacă puneți jocul pe Magazin Play, pe Play Store, cum vreți să-l numiți voi, ar câștiga și eu o parte din bani cei de la Google și cei de la Epic Games nu prea le convine, așa că l-au pus într-un launcher. Plus cu jocul o să fie ca pe PC, adică contul după PS4 sau după PC îl puteți continua pe metro, tot așa. Și da, dar veți juca cu prieteni pe telefon, dar veți putea juca și cu prieteni de pe PC, de exemplu, să sunteți pe telefon, asta e. Dar, eu n-am un telefon compatibil, am un Samsung S7 2017 și nu-i compatibil. Dar să aveți Samsung S3 și nici ăla nu-i compatibil. Dacă telefonul vă merge în aspa, vă merge prost și nu aveți spațiu, dar să vă meargă Fortnite-ul bine dacă telefonul vă merge prost. Deci Fortnite-ul un joc foarte mare și foarte complex. Cred că un joc ăsta merge în viitor pe Android, pe sistemele astea, pentru că telefonul nu este foarte performant, fraților. Poți să ai cel mai bun telefon, e compatibil Fortnite-ul, dar pe grafici din normal sau low. Pentru că jocul e un joc care mănâncă resurse. Tot, dar nu ca PUBG-ul. PUBG Mobile n-a fost făcut ca pe PC, pentru că vă dați și voi seama, la mănâncă resurse. Nici un PC de ce nu poate duce PUBG-ul, dar Fortnite-ul da, merge. Mai mult un episod informativ, dar na, vă las link în descriere la Fortnite pe Android. Și ce n-am mai făcut episoade pe telefon, e bine că na, nu prea... De când mi-am luat microfonul ăsta, nu mai vreau să fac după telefon. Dacă o să-mi iau eu un telefon, o să fac videoclip, pentru că tot ce o să fac numai pe telefon, deoarece, na, o să fac și pe PC. Acum filmez cu OBS în momentul de față, l-am pus și eu să vadă tot, uitați. Voi deja vedeți că l-am pus pe ăsta mai mic și am văzut chestia, și am văzut asta, în fine. Dacă vreți, o să fac și tutorial cum se instalează OBS-ul. Da, nu-i foarte greu. Deci da, ați văzut cum să... Nu-i foarte mai scofară să descărcați Android Beta, așteptați, jocul va merge din prima, asta a avut cei de la Epic Games, să nu mai aștepți pe Android să încarci jocul și gata, să intri pe el, asta am înțeles. Nu o să dureze foarte mult instalarea jocului, am încercat să descarc, deoarece live-ul și de un prieten de-a lui avea un telefon compatibil și a primit launcher-ul, a primit APK-ul, cei de la... I-au trimis cei de Epic Games după mult timp pe e-mail și a pus APK-ul pe Mega, dar îmi zice că telefonul e compatibil, deci de-aia nu mi-apare pe Game Launcher. Normal, dacă aveți telefoane Samsung, tot o să apară pe Game Launcher, pentru că cei de la Fortnite, cei de la Epic Games au făcut parteneriat cu cei de la Samsung pentru a face mai mulți bani. Și de-aia este compatibil cu pe telefoane Samsung, Fortnite Beta, Fortnite Android Beta, decât pe sisteme Android, telefoane Android este, da. Și nu sunt pe toate telefoane, o să fie pe toate sistemele, dar o să fie și pe Samsung J când se va lansa oficial, nu o să mai fie beta și o să fie lansat, dar o să meargă greu, o să încerc să le iau,
Din păcate nu spriu, eu voiam să fiu primul care joc Fortnite pe Android, dar de unde dacă n-am telefon performant? Mulți au spus că o să meargă bridge pe telefonul pe Samsung S7 2017 Pro, dar din păcate uite că n-a fost să fie și nici nu măcar nu pot să-l încerc pentru că nu e compatibil, da? Din păcate, da, asta e faza aia e, dar am zoi la beta, o să-mi dea pe cal după pe email, dar nu am ce face cu el pentru că nu e compatibil. O să spună că telefonul e compatibil. Deci, da, dacă era compatibil, puteam să-l deschid, dar pe telefoane de astea mai nou generații și pe telefon care vine și vreau să vă zic că Android se va lansa exclusiv, acum e beta, că se va lansa exclusiv, se va lansa pe Samsung Note 9, adică pe un singur telefon se va lansa oficial Fortnite pe Android și apoi o să lansez și pe toate telefoane pentru că vă să fac mai mulți bani și de aia nu să grăbesc cu lansarea și pentru probabil că e mai greu și că vă să pun pe cât mai multe sisteme Android de aia să grăbește cu, de aia nu prea să grăbește cu lansarea, dar da, v-am spus cam ce trebuie să știți despre Fortnite pe Android. Da, eu nu-s cu Fortnite pentru că nu-mi place jocul pe telefon, sincer o să încerc dacă o să fie compatibil cu al meu. Dar am jocul pe consolă și nu-mi place pentru că mod instant, fracilor, și mai mult în PUBG, PUBG-ul, pentru că PUBG-ul mereu mi-a plăcut, mereu mi-a plăcut modul ăla de Battle Royale. Prima dată nu mi-a plăcut, acolo când l-am încercat, Free Fire-ul ăla a fost primul joc Battle Royale jucat pe Android, mi-a plăcut. Am zis să încerc și PUBG-ul mobile, că de când s-a lansat pe limba engleză pe magazin Play, l-am luat, pentru că mi-a apărut la o reclamă și de atunci joc PUBG mobile, da. Am mai multe conturi, dar eu la easy, eu mor instant, probabil sunt și bogi, dar vreau să vă zic că Fortnite e mai, nu știu, mai greu. Toți te obișnuiești până la urmă cu jocul, că poate la alții să pare Fortnite e ușor, m-am plictisit că mereu câștig. Da, și eu pot zic că m-am plictisit de PUBG Mobile că mereu câștig și nu vreau să fac killer, am zis să încerc și Fortnite-ul, dar na. Fortnite-ul l-am încercat de când s-a lansat, oficial, de când s-a lansat pe PC. Zup Fortnite-ul când s-a făcut Battle Royale mod, s-a lansat direct pe PS4. De mult a fost pe console pe Fortnite-ul, numai că n-a fost modul Battle Royale, care înainte costa, dar acum e gratis. Dar mai noi Fortnite-ul se face un film aia prea zgârcită, prea nu știu ce, văd foarte mulți bani. Și da, de aceea nu lasează pe magazin Play. Degeaba ziceți că cum să iei Fortnite-ul direct după magazin Play dacă nici nu o să lansezi pe magazin Play. Pentru că o să le vină vedituri și cei de la Google și nu prea le convin la cei de la Fortnite, de la Epic Games. Mă scuzați dacă vorbesc greșit sau până înțelegi, dar contează să înțelegeți. Pentru că, na, acum mă grăbesc că trebuie să plec la lac la ora 4 și acum e ora 3. Când filmez episodul. Glumesc, e ora 12 acum, pe ceasul ăsta, dar în fine. Că atât a fost episodul. Mai unul informativ, iar mai filmează, bine. Deci, și da, asta a fost episodul, fraților, dacă vreți să fac și un episod informativ despre AVG cel mic. Am mai făcut unul pe telefon, dar o să fac și pe PC și o să vă explic mai multe, pentru că da, pot să vă explic. O să, dacă vreți, dau microfonul mai încet și o să audă mai pe nebuzit. Eu am fost Alexandru Novac. Sper că vă place contentul. Am pregătit un episod bonus pentru voi cu Samp. Chiar dacă nu-i cine știe ce și n-am nici 10 minute n-am filmat. Dar în fine, eu am fost Alexandru Novac și v-am pupat pe pelărie. Pa, pa!